Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou mic tutorial unde o să vă învăț cum să vă băgați cheat-ul Hyperion, cum să-l cumpărați, cum să-l injectați, etc. și cum să-l folosiți, deoarece am văzut că mulți dintre voi nu știți chestia asta și m-ați rugat să fac un tutorial, așa că de acum la fiecare cod pe care o să-l folosesc în videoclipuri o să fac și un mic showcase, ceva de genul ăsta, în care o să vă arăt cum să-l cumpărați, etc. practic până în momentul în care puteți să vă jucați cu el. Fraților, astăzi o să prezentăm cheat-ul Hyperion pentru că este cel mai recent cheat cu care am jucat și o să vă învăț pas cu pas ce trebuie să faceți ca să puteți să-l obțineți și să vă jucați cu el. În primul rând, ce trebuie să faceți, știți că eu la fiecare videoclip de al meu las link-ul de obicei în primul comentariu sau în descriere. La ultimul video n-am reușit să las în primul comentariu, așa că l-am pus primul în descriere și vedeți foarte bine că aici scrie hack-ul din video, în care este un link care, dacă dați click pe el, o să vă ducă pe forumul de la codul pe care l-am folosit. Ei bine, ce trebuie voi să faceți în primul rând este să vă faceți un cont pe site. Dăm aici frumos în colț dreapta sign up. Vă puneți aici display name, nu știu, șmecherul șmecher. Mă rog, în fine. Adresă de e-mail, cum vedeți și aici, eu sunt șmecher@gmail.com. Parolă vă puneți ce parolă vreți voi, nu contează, e relevant, etc. Dați aici I agree, dacă vreți să vă lasesc continuați, și dați create my account. După ce v-ați creat contul, o să vă trimite un link pe e-mail pe care trebuie să intrați ca să vă confirmați contul, iar după aceea vă puteți loga pe site cu userul și parola pe care vi le-a spus voi. Eu deja am cont pe site. Aparent trebuie să vă puneți adresa de e-mail, nu userul aici, ceea ce eu aparent până acum n-am știut. Dați sign up și o să vă bage pe site. Vă, nu o să vă apară ca mine aici, adică loader download și toate chestiile astea, pentru că eu deja am codul cumpărat, dar ca să vă cumpărați codul trebuie să vă duceți aici la store și dacă dați click pe store o să vă puteți duce mai jos și o să vedeți că sunt două opțiuni în a cumpăra codul. Una este pe lună, adică plătiți abonament lunar în fiecare lună la cod, abonamentul este 8,99€ pe lună, sau dacă știți că jucați mult cu codul și poate nu vă e rentabil să jucați, să dați în fiecare lună 8€, puteți să vi luați lifetime, adică plătiți o dată și l-aveți pentru totdeauna, fiecare update etc. costă 35€ și din ce văd aici sunt și câteva beneficii dacă vi luați lifetime, adică o să intrați în giveaway-ul lor care... în care aparent văd că acum dau un cuțit și sunt giveaway-uri lunare, săptămânale, nu știu exact cum fac ei giveaway-urile și practic dacă aveți abonamentul lifetime o să vă înscrieți automat în toate giveaway-urile, ceea ce e super șmecher, deci în momentul de față vedeți că iau un giveaway cu un cuțit, ceea ce mi se pare șmecher, adică puteți câștigați oarecum, dacă câștigați giveaway-ul, banii înapoi pe cod. Deci e o chestie super șmecheră. Mai primiți rol premium pe serverul lor de Discord și aveți prioritate la tichete. Adică în caz aveți o problemă cu codul sau chestii de genul, aveți prioritate la tichete. Bine, asta văd că e și pe abonamentul lunar, dar în fine, singura chestie lifetime versus lunar este că aveți și giveaway-ul acesta cu cuțit. Eu am subscripția lifetime, din câte puteți observa aici, practic veți da bai la cod. Vă băgați cardul, PayPal, cu ce plătiți voi, nu știu dacă se poate PaySafe, deși nu cred că se poate, pentru că băieții nu sunt din România și plățile astea internaționale cu PaySafe-ul e mai greu cu ele, deci nu cred că o să puteți prin PaySafe, doar PayPal sau cu cardul, dar mă gândesc că oricine are un card în ziua de azi sau puteți să vă faceți foarte, foarte ușor un Revolut, un card de la virtual și v-ați cumpărat super, super ușor codul. După ce vă cumpărați codul, o să vă apară site-ul fix, așa cum apare mie, vedeți aici că aveți mai multe topicuri pe forum. Aveți, mă gândesc aici, nu știu cum să intru exact, să vedeți și feature-urile codului, etc. Văd aici că are și un public area, nu știu dacă are neapărat cod public citul ăsta, habar nu am, dar văd că are și public area și premium mare, area, să scuzați un pic English pe la colțul gurii. Dacă veți să downloadați codul, o să vă apară după ce cumpărați citul acest loader download, pe care dacă dați un simplu click, o să vi-l descarce automat loader-ul, e foarte, foarte ușoară chestia asta. După aia intrați unde vi se descarcă vouă loader-ul, stați așa că am toate nebunile OBS-ul pe aici, nebunie. Și ăsta este loader-ul, o să-i dea un nume random, nu o să aibă poză sau chestii de genul, e foarte simplu, pe care dacă dați dublu click, o să vă apară chestiile astea cu Windows Defender Protected Your PC, pentru că automat codurile sunt detectate ca virus. Eu am Microsoft Defender-ul dezactivat, nu știu de ce mi-apare chestia asta, puteți da aici pe Morinfo și Run Anyway, foarte, foarte ușor, și o să pornească loader-ul. Ce trebuie să faceți aici este să vă băgați datele de pe forum. Eu o să mi le bag pe ale mele, desigur. Dăm login. Este super, super maker design-ul și la meniul ăsta, văd, adică la chestia asta de inject. Și ba-bam, v-a apărut loader-ul în care v-ați logat. Ca să vă injectați codul este foarte, foarte simplu. Pur și simplu nu trebuie să aveți jocul sau jocul pornit sau ceva, pentru că oricum o să vă oprească stimul automat când o să apăsați butonul de inject. Dați inject, așteptăm câteva secunde. O să se blocheze un pic tot, nu dați click-uri alea sau chestii de genul, pentru că el acum lucrează să injecteze codul. Cred că n-am dat click. Am mai dat un click, deja s-a blocat. Așteptați un pic, pentru că gândește. Aparent, după încă 2 secunde de așteptare, ne-a închis Steam-ul. O să ne bage din nou pe Steam. O să vă apară imediat și fereastra aia în care vă alegeți contul pe care vreți să jucați. Aparent, am și contul lui Zaomega aici, noi o să intrăm pe contul nostru. Și când vă logați, mi se pare că o să vă pornească CSGO-ul automat. Nu mai trebuie să faceți absolut nimic.
citească, l-a și pornit starting game și acum ne bagă pe CSGO, bă băieți, haideți să vedem. Gata, bă băieți, am intrat și în meniul principal de la CSGO, iar în momentul în care veți apăsa tasta insert, va porni meniul de la cod, sau mă rog, insert, aparent văd că la mine hotkey e delete. Dacă asta cred că pentru că l-am modificat eu, dar inițial tasta ca să porniți codul este insert, dar puteți să apăsați și delete dacă nu merge. În mare parte, dacă codul este injectat, o să vă apară aici în colț userul pe care l-aveți pe cod și FPS-urile, ăla cred că ID-ul pe care l-am pe cod, etc. etc. Haideți să intrăm și într-un meci cu boții să vă arăt repede, repede cum vă puteți injecta configuri și chestii de genul. Dăm practic, dăm competitiv, dăm pe Maharta Mirei și dăm un go. Este super, super ușor de folosit și din câte știți aveți și configuri făcute de oamenii de pe comunitate. Acest cod este numai un cod de legit, deci nu aveți configuri de rage, expim, bot, etc. etc. Este un cod dacă vrei să joci legit, să ascunzi și chestii de genul. Am intrat la teroriști, apăsăm tasta insert, dăm pe config și aici vedeți că aveți toate configurile postate de oameni și în momentul în care, nu știu, de exemplu, vrem să folosim configul lui Kiwi ăsta. Dăm pe triunghiul ăsta de aici și am injectat configul lui Kiwi, care aparent nu are skin changer, nu are absolut nimic. Haideți să vedem așa, dăm un start la prima rundă. Ah, uite, deci că deja ieși și văd prin preț, înseamnă că configul s-a injectat, aparent Kiwi acest om nu are puse skin-uri pe config și în momentul ăsta vă jucați cu configul lui Kiwi. Haideți să vedem. O, care Kiwi config? Hai, care config dacă e, că nici nu-i dă la cap la aici, nebun la cap. Și aici puteți să alegeți din marea, nu știu exact ce mare de config. Uitați, dacă îi dăm configul lui Most Expensive BGMTK, o să ne bea și cuțitul. Și avem alte vizuale, alte stări la aimbot și este totul foarte, foarte ușor. Nu înțeleg cum ar putea cineva să nu înțeleagă chestia asta. Am explicat pas cu pas cum să vă injectați codul. Iar aici aveți și opțiunea de skin changer, dacă vreți, de exemplu, nu știu, v-ați săturat de ce cuțit o fi ăsta, în fine, nu știu cum se numește. Vă duceți la inventory changer, vă băgați, nu știu, un Bayonet Case Hardened. A, l-am deja în inventar, aparent. Putem să-i dă remove sau... A, fiți atenți aici, vă băgați skin-urile de aici. Deci dacă vreți, de exemplu, nu știu, hai să vedem aici un M9 Bayonet, nu știu, lor, da? Dăm aici, dăm add skin și ni l-a băgat automat. Cred că skin-ul se bagă după ce mori, din câte știu, sau trebuie să intrăm aici în loadout să-l... A, l-am deja, dar mai trebuie să-l băgăm... Add to favorites, dar nu știu exact cum funcționează chestia asta. Ia, haideți să vedem. Dacă mor, oare se resetează chestia asta? Ia să vedem. Hai că am murit, dacă e mă, restart game 1. Dați să vedem, chiar și eu curios de chestia, dar cred că trebuie să muriți ca să se bage skin-ul. Exact, și practic după ce ați murit și s-a resetat, s-a băgat și skin-ul și o să-l vedeți și în inventar. Dăm aici pe inventory și aveți skin-ul și în inventar și, by the way, inventory changer, adică o să vă apară toate skin-urile în inventar ca și cum chiar le-ați avea. Uitați câte skin-uri avem, efectiv, că toate skin-urile, să-mi bag picioarele câte skin-uri sunt aici. Este super, super ușor, bă băieți, dacă n-ați înțeles ceva puteți să-mi lăsați un comentariu și o să vă explic în comentarii, deși nu cred că este o chestie pe care nu puteți înțelege din toată chestia asta, e super, super easy și codul este nedetectabil, adică eu joc deja cu el de vreo lună aproape și nu mi-am luat bani, ceea ce mi se pare super, super șmecher și ați văzut că merge shame-ul, merge tot, este un cod de legit, adică asta este dacă vreți să creșteți fără să știe nimeni că aveți cod, nu este un cod de hack versus sex sau chestii de genul. Sper că v-a plăcut, fraților, acest episod, dați și voi acolo un like să facem măcar 500 de like-uri la acest episod și o să încerc să postez din nou zilnic, ceea ce mi este foarte, foarte greu momentan, dar na, știți cum e cu lucru, acasă, filmări, nebunii, poate nici n-am timp câteodată să ajung acasă, dar asta nu este o problemă pentru că eu de acum o să încerc să postez zilnic, fraților, sper că l-am făcut, dați și voi acolo un like, nu uitați, dacă mai vreți tutoriale sau alte chestii de genul în continuare, dați un subscribe la canal să ajungem și noi poate anul ăsta la 100.000 de abonați și ne vedem data viitoare, bye bye!